Bună seara, sunt doctorul Dițoiu. Așa cum mi-am propus, voi prezenta bolnavii pe care i-am văzut astăzi. Astăzi am văzut 16 bolnavi, 9 femei și 8 bărbați, vârste diferite de la 30 de ani până la 69 de ani, din Brăila, Voluntari, Buzău, București, Cornetu, Techirghiol, București, Buzău, București, din județul Prahova, din Brașov, din Târgu Jiu. Ca și diagnostice, una din doamne avea o litiază biliară asimptomatică, deci pietre la fiere fără niciun simptom și steatoză hepatică, nu avea indicație de operație pentru litiază, iar pentru steatoză i-am dat regim și tratament. O altă doamnă care avea o constipație relativ recentă, pentru că avea și scădere în greutate, am zis să fac o verificare să vedem dacă nu este ceva în colon, ar fi putut să fie o tumoră de colon. O altă doamnă cu ciroză hepatică de cauză alcoolică pe care o mai văzusem și care a venit la control mergând bine, nu mai avea lichid, avusese 20 de litri de lichid și nu mai are lichid în momentul de față. Un domn cu virus, infecție cu virus C depistată de curând, care va face tratament antiviral, sunt șanse de vindecare 95% pentru virusul C. O doamnă cu dischinezie biliară, o altă doamnă care avea niște dureri de abdomen care erau date de diverticul la colon și avea și o mică hernie hiatală, o doamnă cu o gastrită de reflux biliar, operată de fiere și din cauza asta trecea bila din duoden înapoi în stomac, un domn cu boală polichistică hepatică, deci avea mai multe chiste în ficat, dar ficatul funcționa bine, un domn cu transaminaze crescute după ce luase niște medicamente pentru COVID, transaminazele erau foarte, foarte mari, un alt domn cu o pancreatită după consum de alcool și cu grăsimi, un domn cu nisip la fiere, care avea analizele modificate din cauza asta și, în sfârșit, o doamnă cu constipație de mai mulți ani și cu scaune cu sânge, probabil o tumoră de colon. Cam aceștia au fost bolnavii pe care i-am văzut astăzi, deci nu au fost probleme deosebite. Dacă văd că vă interesează, voi posta și mâine bolnavii pe care îi voi vedea mâine. O seară bună, la revedere!